Livia a fost decisă să pună punct mariajului cu Cătălin Bordea. Astfel, după 10 ani de relație, femeia i-a cerut divorțul ex-concurentului de la America Express. Comedianul a acceptat într-un final că lucrurile nu se mai pot îndrepta. A semnat actele în fața notarului, iar cancan.ro are toate detaliile. Livia va fi în mod oficial liberă de contract în aproximativ o lună. Departamentul de anchete speciale al cancan.ro a intrat în posesia unor informații uluitoare și de ultimă oră despre cea mai surprinzătoare despărțire din showbizul românesc în anul 2023. Potrivit surselor cancan.ro, Livia nu a mai amânat momentul și a cerut la notar divorțul de Cătălin Bordea, bărbatul care o ducea în fața altarului în urmă cu 8 ani. Comedianul a semnat actele de divorț în fața notarului, iar dacă în următoarele 30 de zile cei doi nu vor mai acorda o șansă relației, Livia va fi în mod oficial femeie liberă. O formalitate, pentru că este greu de crezut că bruneta, care și-a găsit între timp alt partener, se va răzgândi și va reveni lângă Cătălin Bordea. Zilele trecute, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru cancan.ro, Cătălin Bordea mărturisea că are probleme personale mari, dar că face tot posibilul să treacă peste, în special pentru mama lui, care are probleme grave de sănătate. În același timp, actorul nu a uitat nici de fanii lui, pe care i-a asigurat că îl vor vedea în continuare pe scenă. Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și față de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii, înseamnă că am plecat din Botoșan degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Livia și Cătălin Bordea au format un cuplu timp de 10 ani. Cei doi s-au căsătorit civil după 2 ani de relație, iar în 2019 au făcut ceremonia religioasă. Păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, dar femeia a părăsit brusc domiciliul conjugal. Motivul ar fi un alt bărbat apărut în viața brunetei. Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-i salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. El a fost cel care s-a opus categoric acestei despărțiri, o iubește enorm. Au fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el. În interiorul lui a progresat enorm, pe ea o adoră, o tratează extraordinar, dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărțiți, iar el suferă foarte mult. O face însă discret, cu demnitate. Altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei.